Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pentru cei care se pregătesc să facă, nu știu, achiziții de colecție în perioada asta, aparent Mircea Dinescu vrea să-și vândă puloverul de la Revoluție. Au fost două pulovere faimoase atunci. Puloverul lui Mircea Dinescu și puloverul lui Petre Roman, dacă țineți minte. Acum, puloverul Dinescu era unul cu dunguțe, așa. Cel al lui Roman era fără gât. Era fără gât, da. Și domnul Dinescu, deci, băi, când a fost momentul ăla, știi, pe 22, când s-au dus toți la televiziune, au intrat acolo Caramitru, Dinescu, o mulțime de revoluționari și au spart emisia și au anunțat că am vins Revoluția. Mă rog, ei nu știau că învisese altcineva atunci, dar nu contează. Ăla a fost momentul și Dinescu era în mijloc, Caramitru lângă el, Caramitru avea o geacă de asta, mă rog, săracul Dumnezeu să o odinească, Dinescu cu polovărașul lui. Și aveau loc aceste scene. În fața dumneavoastră se află eroul nostru, Mircea Dinescu, poetul. Vă rog să-l priviți. El lucrează. Vă va spune despre ce este vorba. Noi lucrăm. Iată-l pe Mircea Dinescu care să vă spună. Spune, ce faci? Ce faci? Am învins! Sunt ireale imaginile astea privite acum. Fascinant. Bun, acum ne e ușor să râdem, dar oamenii ăia atunci chiar și-au riscat viața. Crezi? Adică da, în mod evident, ei își riscau viața, dar cumva Ceaușescu se întorcea, erau toți executați, fără niciun fel de îndoială. Crezi că toți și-au riscat viața asta? Aia. Probabil că unii erau acolo tocmai ca să monitorizeze ce făceau ceilalți. Și, mă rog, au și rămas să monitorizeze multă vreme, dar ăștia care au ajuns primii acolo, săracii de ei, Dinescu, Caramitru și cei care au mai fost acolo, printre primii care au luat cuvântul și au spus lucrurile astea care acum ni se par și sunt desuete, ușor ridicole. Oamenii aia chiar și-au riscat viața, știi? Când săracul Caramitru zicea, arată-ne ce faci. Și lumea a rămas cu gândul că a zis, fă-te că lucrezi, arată-ne ce lucrezi, a zis Caramitru. Ei încercau și ei să încropească o proclamație, era haos total. Și după aia, sigur, a apărut tovarășul Iliescu. Asta era mai la prânz, așa, după amiază s-au schimbat lucrurile. Da, a apărut tovarășul Iliescu, tovarășul Bârlădeanu, și tovarășul Tică Brateș a spus, liniște că a venit tovarășul Iliescu, extraordinar a venit tovarășul Iliescu. Și au scris-o ei, până la urmă. Da, și au zis, hai că facem noi un consiliu. Facem noi toată treaba care, mă rog, o să vedeți. Deci, asta e, domnul Dinescu acum vrea să-și vândă la licitație puloverul, dar de ce vrea să-l vândă? Zice, îl am pe undeva, spune. Ceea ce e formidabil, eu nu mai am nimic din lucrurile cu care eram îmbrăcat eu la Revoluție, sau nu mai am nimic din ce dețineam când, în 89, dacă stau să mă gândesc. Eu am din 95, aveam 15 ani. Și ce mai ai tu din 95? Două tricouri. În 95 aveai 15 ani? În 95. În 1995, George, eu aveam etatea de 15 ani. Și mai am de atunci două tricouri care mai vin. Nu asta v-am să zic, că s-ar putea să mai am și eu pe acasă, dar nu cred că mai vin. Din 89 nu mai am, că în 89 aveam 9 ani, dar dacă aș fi avut 15 ani în 89, aș fi avut, așa deci că tu ar fi trebuit să ai. La 15 ani aveai 100 de chile pe care o ai și acum? Nu, dar se purtau haine mai lălâi. Asta ar fi o discuție de făcut cu ascultătorii. Cu bărbații. Câte chile aveai? Ce tricouri ați reușit să salvați de soțiile voastre timp de cel puțin 10-15 ani? Și să nu uităm că trebuie să dezbatem treaba aia cu uscătorul de rufe. Zilele astea. Uscătorul de rufe, da. Negreșit. Bine, deci una peste alta, dacă vreți puloverul domnului Dinescu, îl căutați. Îl întrebați cât vrea pe el, că domnul Dinescu a zis că vrea și dânsul să câștige ceva din revoluția asta. N-a câștigat nimic până acum. N-a câștigat nimic, așa a zis și asta. E foarte bun domnul Dinescu. Dragul de el. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.